Thank you.
Intri in colonna. Însoțesc ambulanța până la ieșire din Romanești, ca să fim siguri că nu mai rămâne. M-ați recepționat? Recepție pentru pionul Lateș. Bine, pregătiți că venim acum, traversăm Grănicești. Ai recepționat? 1-2-5 de poate. Traversăm Grăniceștiul, la ieșirii din Grănicești ne așteaptă colonelul Popovici cu o lamă și vom însoți spre Sighet. Mai vine ceva. 1-5-0, vedeți că venim spre noastră, ne-am intersectat cu un tir și depășim coloana de tiruri. Recepționat. Să ia legătura 125 cu CEO, nu? Să le spună că e în soție. Dar nu
barba. Pa, pa. Dar e mică. Are 4x4, nu? Și asta. Deci e bine, dar o să intrăm iar în zona cu viscol și acolo. Da, nicio problemă. Însoțesc ambulanța până la Siret. Bine, bine, am recepționat. Eu nu jved. Jved, recepție pentru 151. Jved, comunic. Vezi că mi-a rămas telefonul pe bord la camion. Trec cu ambulanța. Ce? Dă-mi-l, te rog, pe geam când ajung în dreptul tău. Recepționat. Băi, urât merge ăsta. N-are cauciucul de iarnă? Și noi nu vreți cum merge. Însă, am vrut să vă raportez că vremea s-a îmbunătățit considerabil și cred că deja începe să intre într-o normalitate. Încă utilaje, mai apare câte un tir care mai trebuie ajutat să plece de pe loc, dar vremea s-a îmbunătățit considerabil. Vrei să spui că putem să dea drumul la piesă TN2 sau încă nu? În momentul de față mai avem câteva tiruri care sunt rămase și care ne mai pot pune. Asta înseamnă acele 7-8 tiruri care au plecat deja din Grădicești și mai sunt 2-3 pe traseu. După ce le deblocăm și pe astea, cred că putem să vă raportăm că va fi în regulă. După ce am eliberat și am făcut un traseu de la Iacovești la Siret, am zis că este ok totul, după aceea putem drumul la GZTR2. Te rog, e mult. Recepționat! Să iei de la Jved telefonul, că mi-a rămas.
bârsă mai micșorată. Da, nu mai bate vântul, dar a dat și cu sare și se topește pe stradă, știi? Nu, dar și porțiunea în care era viscol, era mai restrânsă acum. Deja și sarea mănâncă și nu mai lasă să se lepă. 1-1-1, recepții pentru 150 de la 1007. 1-1-1, vă rog. Vreau să vă raportez că avem vizibilitate deja la 2-3 km în câmp, deci vremea e clar că se îmbunătățește foarte bine. O să vă raportez ceea ce mi-ați ordonat în curând. Dăm drumul la trafic în momentul în care nu mai avem blocat nimic. Că se trece toți care sunt acolo, pentru că avem și un tir blocat. Acolo poate fi creez probleme unde mare. Am înțeles, dar vreau să vă raportez, de exemplu, de pe dealul Balcauțiului am vizibilitate la 2-3 km, deci e clar că vremea s-a îmbunătățit foarte bine. Mulțumesc și mulțumesc pentru că cum s-a acționat acolo și cum s-a comunicat. Am o nouă să vă salut. Trecere începe pentru 1002. Recepționat atunci.